Bună seara, stimați telespectatori! În această seară avem alături de noi, bineînțeles, pe doamna conferențiar, doctor, avocat, Matica Andreea Elena. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc doamna pentru avocat, invitație, doamna avocat! Suntem colegi, vă dați seama, ne mai amuzăm și noi. Deci a avut loc acum câteva zile un eveniment deosebit în colaborare cu Deghea Galați. Felicitări comisarului șef, șefului Deghea Galați, Doru Leonte și întregii sale echipe. Felicitări Universității Dunărea de Jos, Facultatea de Drept, da? Domnul decan Schin. Felicitări domnului rector, da? Da, domnul profesor Georgescu. Georgescu, da, vă așteptăm în emisiune, chiar la mine în emisiune vă așteptăm, domnule rector, profesor, doctor universitar. Sunteți un om extraordinar, împreună cu domnul decan și cu, bineînțeles, și cu tine, Andreea. Cum a fost evenimentul? A fost nu a fost primul eveniment de acest gen, dar este cel mai recent, cu direcția, în colaborare cu Direcția Generală Anticorupție. Asta a ieșit în evidență și a fost un lucru extraordinar pentru Deghea Galați, direcția generală. Și pentru noi, într-adevăr, a fost un lucru extraordinar. Inițiativa a fost din partea conducerii facultății, adică a domnului decan, domnul conferențiar dr. George Cristian Schin. Tema evenimentului a fost integritatea funcției publice, este tema pe care am ales-o, iar evenimentul care s-a sărbătorit a fost împlinirea 16 ani de activitate de către această Direcție Generală Anticorupție. Felicitări, da. În primul rând, felicitări pentru că au dorit să colaboreze împreună, așa este și normal și firesc, și domnii de la șefia de Doru Leonte, domnul decan George Schin, domnul rector Georgescu, profesor, împreună chiar am înțeles și cu domnul președintele Curții de Apel, nu? Da, a fost Cosmin Mihailă, să nu-l uităm, Răzvan, așa, bineînțeles, au colaborat pentru acest faimos eveniment educativ, pentru toți oamenii, da, pentru toți cetățenii. Sigur, au fost și studenții prezenți, s-a distins, adică e deosebit de alte evenimente prin faptul că a fost unul din primele organizate cu persoane, deci nu a fost online, a fost într-un spațiu deschis. Asta este foarte important, da. Au participat și studenți, noi avem două specializări la licență, drept și administrație publică, iar tema aleasă, integritatea funcției publice, vine să unească aceste două specializări și evident să se plieze și pe activitatea Direcției Generale de corupție, da, integritate înseamnă... Fiecare, uite, chiar o să vă propun în direct în această emisiune, o să încercăm să luăm legătura, bineînțeles, noi am luat legătura, o să-i dorim să-i avem în platou televiziunii Express TV Te Privește, matinalul de seară sau indiferent cum, și o să vă nominalizez șef de Deghea Galați, da, Direcția Generală Anticorupție, da, Doru Leonte, îl dorim în emisiune și pe domnul decan George Schin, profesor universitar, Facultatea de Drept Dunărea de Jos, îl dorim în emisiune inclusiv pe domnul rector, profesor universitar Georgescu, șarmant așa, Lucian, sigur că da, și bineînțeles pe... simpatic, chiar mi este simpatic și un om extraordinar, un magistrat exemplar, pe domnul președinte al Curții de Apel, Cosmin Răzvan Mihailă. Da, Mihailă. Da, fiul doamnei judecător Mihaela Doina. O vă îmbrățișez pentru că mi-a fost foarte dragă această doamnă magistrat. Sigur, a fost și colega noastră. Și profesor, da. Și bineînțeles pe tine, Andreea, pentru că întotdeauna când vei veni cu cei alături de cei patru... Nu știu dacă într-așa o companie select o să mai... Ba și tu e, ba nu, pentru că avocații întotdeauna este o profesie nobilă, chiar dacă tu, chiar discutam, știi foarte bine, dacă iubesc profesia asta, o iubesc ca și tine, bineînțeles, bine că tu iubești mai mult profesia de conferențiar, doctor de profesor, și profesor universitar, așa, și este un lucru frumos, dar profesia de avocat este o profesie nobilă, este una din... misiune, nu? Misiune. O misiune, da. Este o misiune și este o profesie frumoasă, pentru că de la fiecare om avem ce învăța, da, stimați telespectatori, fiecare om este unic, indiferent de statutul lui socioprofesional, iar în fața justiției, asta am observat de fiecare dată,
indiferent că ești bogat, că ești sărac, că ești de mijloc, că ai un statut sus, cu un rang înalt, ai un statut mai jos, mă rog, dacă se poate spune așa, dar fiecare om în viața asta a venit cu o misiune, pentru că noi suntem și oameni spirituali. Sigur, sigur. Și tocmai din cauza asta eu apreciez și felicitări că faci parte din ștaful, cum se spune, profesorilor universitari de la Facultatea de Drept, pentru că ești un om care a învățat alături de sora ta, Ștefania, să o iei da, pe da, ea. Mulțumesc mult! Chiar mă bucur! Mulțumesc! Și eu mă bucur să fiu aici! Ce materie predai, să le spunem și telespectatorilor? Eu am o dublă specializare și am făcut tocmai și Facultatea de Filozofie, eu predau logică, juridică, filozofia dreptului, retorică, ce etică, frumos. Deci discipline așa un pic colaterale. Ca să... De retorică, da. Știi că l-am avut invitat, i-am avut invitați în emisiune, că sărim de la un subiect la altul, pe gemenii frați preoți, de fapt, ei au venit în calitate de oameni de cultură. Au lansat o carte, de fapt două, mai multe cărți și poezii, dar printre care și o carte în ceea ce privește cutuma și orașul comunei Umbrărești. De fapt, istoria comunei Umbrărești și preotul profesor Ioan Rusu de la Biserica Sfânta Ana are doctorat în retorică. M-a impresionat. Da. Felicitări! Mai rar, pentru că retorica este o știință și un obiect destul de greu. Da, și aplicat. Și aplicată. Dar în profesia lor, și în profesia lor trebuie să ai retoric. Intonație, trebuie să știi să vorbești, să atingi sufletul omului în momentul în care vorbești acolo în biserică. Ce norocoși sunt că te au, pentru că știu, pe mine, de exemplu, m-a impresionat foarte tare. Unul dintre obiectele mele preferate a fost logica juridică. Țin minte că la Facultatea de Drept din Iași tot timpul ne spunea profesor, aveți grijă, da? Pentru că este important. Da, da? Și mulți ani a fost o probă de concurs la Institutul Național de Magistratură, acum din 2019 nu mai este. Deci, dar oare, trebuie, pentru că dacă n-ai logică ca avocat, ca magistrat, ca procuror, da, probabil au simțit nevoia să schimbe tematica și atunci acum a doua probă este o probă de sinteză și de rezolvarea unor spețe civil, penal, proceduri. Da, e probabil ceva temporar, da. Da, nu sunt eu în măsură, din punctul meu de vedere nu e ok, dar nu sunt eu în măsură să dau ok sau nu. Eu doar îmi spun o opinie ca avocat, ca moderator și realizator de emisiuni TV. Dar spune-ne, de exemplu, la logică juridică, cum se comportă studenții? Ce îi impresionează mai mult? Trebuie să-i întreb pe ei. Cred, din tu ce ai observat tu așa din practica ta? Eu încerc cursul este partea de teorie, unde reluăm așa ideile principale referitoare la disciplină, iar la activitățile de seminar am făcut de-a lungul timpului cu ei, am încercat să rezolvăm probleme din cele care se dădeau la admitere la Institutul Național de Magistratură, tot în ideea de a face lucruri prin aplicate. Prin puterea exemplului. Da, da, de a... Un exemplu așa de problemă sau ce? Da, o situație așa de logică juridică. Nu, problemele acelea sunt probleme de logică pur și simplu, dar îmbrăcate sub formă de speții, de situații de viață. Nu știu, sunt destul de complexe, nu știu dacă pot acum să simple. Da, o situație simplă, pentru că chiar de exemplu trebuie să identifici, este un argument și trebuie să identifici premisa, trebuie să identifici concluzia argumentului și candidatul, mă rog, era atunci la INM sau studentul, trebuie să fie atent la cum este formulat, să identifice cum este formulat raționamentul și să-și dea seama care parte din raționament e prezentată, de conține premisele, care parte conține concluzia și lucruri bravo. De genul acesta, de exemplu, nu știu. Da, și de ce? Pentru că mulți nu înțelegeau situația asta, cum ca și la teoria generală a dreptului, care este o știință, un obiect destul de complex, dar de fapt, dacă nu știi teoria generală a dreptului, nu o să știi drept. Și întotdeauna este foarte important să ai un profesor care să-ți explice materia, dar și prin puterea exemplului. Sim. Asta mi-a plăcut și a fost, eu de exemplu, dacă... Domnul profesor Hum, nu? Da. Așa, este foarte important, dar prin puterea exemplului, cum de exemplu la drept penal. Mi-a plăcut foarte tare și îl felicit. Nu știu, au fost păreri pro și contra în lumea politicului, dar din punct de vedere toți care am terminat majoritatea Facultatea Sigur, de Drept la Iași, Toader, da, Toader care ne spunea latura subiectivă, obiectivă, cu roșu, cu verde, cu galben, cu toate culorile,
Da, ca să știți, el iubește toate culorile, dar și am și acum caiete, cred, așa, studențești, dar datorită lui noi am învățat toți penal. N-aveai cum să-l înveți. Prin puterea exemplului și nici măcar era un profesor care nu te lăsa decât îți preda și la seminar te ascultă, îți preda la două seminarii după îți preda și n-aveai, nu rămâneai. Cred că a fost singura materie care eu n-am învățat-o în sesiune. Că învățai deja din timpul da, semestrului. Deși nu mai... Cu toți am învățat, adică dacă vrei să iei notă bună sau așa, da, nu trebuia să le știi. Dar, toate infracțiunile, toate textele. Da, dar faptul că el ne preda și ne dădea tot timpul teste, la fiecare și prin puterea exemplului, n-am să uit că ne-a dus la Socola și chiar m-a impresionat la infracțiunile astea pentru integritate, așa, psihologice, psihice, chiar m-a impresionat și mi-a plăcut foarte tare. Da, da, și nouă ne-a plăcut, adică și la și am un respect deosebit, pentru că este important să ai un profesor care nu-ți predă doar litera în lege, pentru că nu, trebuie să, prin puterea exemplului, înțelegi... Stăpânea foarte bine materia și era și foarte exigent în același timp și da, simțeai lucrul ăsta, adică, cum spui tu, seminar de seminar, așa este. Da, era exigent, avea prestanță și acum, bineînțeles, dar în același timp ne dădea atâtea exemple, țin minte și la furt, țin minte că când ne-a predat furt, era 208-209, da, că acum e altfel. Mai e 221. Da, 221 articolul, bravo. Și îți dai seama că am ținut așa, că sunt atâți ani, peste 20 și ceva de ani. Și ne-a dat cu o bicicletă, cum s-a furat, puteri, ce înseamnă fur, cum este calificat pe zi, pe noi, când ești student, mai ai și mintea în altă parte. Dar fiind prin puterea exemplului, pur și simplu erai atent acolo. Da. Cred că și voi faceți. Sigur, avem da, eu nu predau drept penal, dar sigur, colegii mei fac asta, știu că fac și asta. Logica și... juridică este foarte importantă, este una dintre materiile importante, că dacă nu ai logică juridică ca avocat, ca procuror, ca judecător, ceilalți notari, executorii au altfel, balanța se înclină altfel. Dar și ca polițist, da? Indiferent că ești de economic. Profesiile juridice înseamnă să concepi acțiuni, exact. Nu? Dacă ești avocat, să motivezi hotărâri, dacă ești judecător, să scrii rechizitorii, totul trebuie să fie motivat în drept, în fapt. Da, dar să ai logică. Să aibă o logică internă, să reziste, bravo, nu? Atacurilor. Da. Asta vreau să le bravo și mă bucur că iar o să vreau să vin și odată să văd cum este, pentru că este plăcut să știi că ai profesori și că am profesori, colegi, care pur și simplu sunt îndrăgiți și explică foarte bine studenților. Bine asta. Eu știu, n-am apucat să-ți spun, am avut și am câteva prietene, cunoștințe, amice, care pur și simplu și mi-au spus de fiecare, profesor, da, efectiv, este și lucrează și în televiziune, o televiziune destul de puternică, mulți n-au știut cine este, pentru că a stat, da, dar ea a fost student la a doua facultate de tot, prima a terminat, n-ave, parcă. Și nave, este o facultate grea. Adică... Da, eu de exemplu, uite, că sărne la... Mie mi-a plăcut matematica, algebra. Și cred că asta mi-a fost utilă și la drept, pentru că și în profesia mea ca avocat, că sunt adunată, asta îmi spunea și maestru Bălan și domnul David, că sunt adunată ca avocat, nu sunt lălăită așa, știi? Da, care le-a plăcut mai mult, limba... obiect. Da, mi-a plăcut și română, că trebuia să-mi placă limba română. Este evident că trebuie să știm, să vorbim frumos, să ne exprimăm frumos, să avem atitudine. Dar în același timp, dacă nu știi și nu stăpânești matematica, n-ai logică. Da, așa este. Matematica e fundamentală. Asta e și părerea mea, într-adevăr. Da, de asta ai și eu lui fiul meu și tu ai felicitări. Da, puștai că super frumoasă, este superbă. Așa, o bijuterie de fetiță, o admir. Și lui Ernest să-i spun, Ernest, dacă nu știi matematică, că eu, ca băieți, generația asta. Și este unicul meu copil și cred că fiecare părinte își iubește copiii. Normal. Dar fiind și unii, fiind și băiețel, și fetița ta, la fel o alință, și noi suntem părinți permisibili. Da? Pur și simplu îl trimit obligatoriu, bineînțeles, îi frat și el la matematică, face pregătire, dar îl trimit ca să se deștepte. Îi spui, băi, te trimit să fii mai cu logică, să fii mai educat.
Structurează bine gândirea. Nu știu, caut un profesor de limba rusă, pentru că îmi doresc, el face și engleză și franceză, dar vreau să stăpânească și limba rusă, dar pe cineva care să aibă tact, nu știu, că al meu copil este mai... Sensibil. Am observat în ultima vreme foarte multe persoane care doresc să învețe limba rusă, chiar nu știu care e explicația, dar am observat. Mama mea știa limba rusă și așa am simțit eu, chelarină sucul mama. Fiecare. Da, nu știu, mi se pare, da, Rusia este o țară și Rusia este o țară puternică, nu sigur, se știe niciodată. Dacă îi place, oricum asta... Ei, în viață nu trebuie totul să facem să ne placă, am înțeles, da? Trebuie. Adică nu știm dacă ne place sau nu în viață, anumite, până nu încercăm. Da. Corect, ai dreptate, sigur. Da, sigur, vei găsi un profesor, nu știu să da, este foarte important lucrul ăsta. Și, de exemplu, studenții, cum se manifestă studenții de la Facultatea de Drept? Cum a fost în perioada asta cât au fost ei? A fost greu. Online, a fost greu. A fost greu și pentru ei, adică cred că poate a fost mai greu pentru ei decât pentru noi. Ați, cu siguranță, studenții au fost, pentru că voi oricum știți materia, la voi era chestia de tact și de, pur și simplu, așa am simțit eu ca profesor, dacă aș fi fost, toleranță. Acum depinde de înțelepciunea spiritului fiecărui. Pentru că au fost profesori care au avut toleranță, au fost profesori, eu mă refer și la profesorii fiului meu, am observat. Uh-huh. Unii care nu. Da, bine, depinde, dar... cât ești de prieten și tu cu computerul, cu a lucra online, dar cred că la momentul ăsta s-am prietenit toată lumea, nu cred că a mai rămas nimeni. Da, eu cred că pandemia asta, că vrem, că nu vrem, a fost o binecuvântare, a fost o lecție de binecuvântare așa, în sensul că ne-a ținut mai mult în casă, cu familia, s-au îndrăgit mai mult familia, asta am observat. Eu vorbesc ca avocat, unii chiar s-au împăcat mai bine, s-au descoperit, s-au împăcat, au avut cuplu care m-au sunat și m-au zis, doamna avocat, ne iubim mai mult, ne tolerăm, noi nu ne cunoșteam. Am avut cupluri care spuneau, nu ne mai suportăm, gata, ajungem la bătaie, dacă mai stăm, dacă mai terminăm. Adică asta zic, nu fără violență. Oamenii au descoperit lucruri despre ei care, da, pe care nu le știu. Da, și faptul că am avut cupluri care spuneau, am început să mâncăm cu toții la masă, noi nu serveam masa de ani de zile împreună. Diferite, da, da. Pentru studenți, ce cred eu că a fost greu, faptul că sunt la această vârstă, 19 ani, 20 de ani, 21, da. 22, cred că le-a lipsit foarte mult socializarea. E vârsta la care pleci, exact, sau pleci poate acasă, te duci, stai în cămin, cunoști oameni noi, ai activități noi și venitul la facultate înseamnă și socializare. Deci nu numai partea didactică, care nu știu dacă a avut de suferit, din punctul meu de vedere, s-a lucrat bine cu studenții, dar cred că le-a lipsit lucrul acesta de a ieși din casă. Că voi profesorii, oricum... sunteți profesori, oricum socializați, da, sunt mari, adică primesc materiale, au după ce să învețe, au pe cine să întrebe, deci nu cred că asta a fost o problemă. Cred că le-a lipsit partea aceea de viață de student, care da. Ne amintim și noi încă, deși da, ce frumoasă era și la cămin. Da, da. Da. Cred că asta a fost greu pentru ei. Dar să ai așa relații de amiciție cu studentele, cu studenții, eu în sensul place că... să cred că da. Îți spun ofurile lor. Da, ai avut așa, că, de exemplu, am întâlnit profesorul, care spunea, am întrăcit și mi-au spus păsurile lor. Da, da, dacă, ceea ce desigur, acum dacă au avut, cei care au avut încredere în mine și mi-au expus o problemă și eu am putut să-i ajut, i-am ajutat cu tot dragul. Adică nu... Dar asta... În fine, tot la fel ei pot să-ți spună. Eu, din punctul meu de vedere, am avut mereu toată deschiderea și știu că și colegii mei au. Încercăm să fim tot timpul acolo alături de ei, să-i ajutăm cu problemele cu care se confruntă și da. Să rămânem prieteni și după ce termină facultatea, pentru că după aceea unii dintre ei, sperăm cât mai mulți, devin colegii noștri în barou, în magistratură și în celelalte profesii juridice. Deci. Da. Aș vrea să vă prezint, eu știu, înainte să ni se termine programul de astăzi, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre admiterea la facultatea noastră. Admiterea care se va desfășura în luna iulie, începând cu data de 5 iulie, între 5 și 11 iulie vom face înscrieri online. Toate informațiile referitoare la admitere se regăsesc pe site-ul universității. Dacă dați admitere ugal.ro, găsiți acolo toate informațiile cu perioada de înscriere, documente necesare pentru înscriere, criterii. În ceea ce privește facultatea noastră, noi avem două programe de licență, drept și administrație publică.
Dreptul este cu durata de 4 ani, administrația publică 3 ani și ca și criterii de admitere, 50% media de la bacalaureat, 50% media multianuală, media din anii de liceu. Avem și 3 programe de master pe care le vom derula începând cu octombrie 2021, anul universitar următor, administrație publică și integrare europeană, drept european al afacerilor și combaterea criminalității informatice. Încercăm astfel să răspundem cererii, să răspundem viitorilor noștri absolvenți și să derulăm programe cât mai interesante și care îi vor ajuta pe viitor în carierele pe care le vor alege. Înscrierile vor fi și online, vor fi și fizic la facultate, începând din 12 iulie. Eu și colegii mei vom fi acolo să răspundem la toate întrebările. Ne puteți scrie dacă aveți întrebări legate de admiterea la facultatea noastră și pe pagina de Facebook a facultății și încercăm să conciliem, să ajutăm pe toată lumea în așa fel încât admiterea să se desfășoare în condiții cât mai bune și să începem un nou an universitar cu succes. Acum noi am avut întotdeauna, adică întotdeauna, noi avem de obicei, avem candidați și îi așteptăm pe toți să devină, pe toți care doresc să devină studenții noștri. De asemenea, avem un program de drept, programul de licență drept se desfășoară atât la zi, dar și cât și la frecvență redusă, deci cu ore pentru cei care poate au deja o altă profesie, au deja un job, cu activități didactice care se desfășoară vinerea după amiază, sâmbăta și duminica. Adică în weekend este același program tot acolo, da, în universitate, dar e o frecvență redusă, așa se numește. Am înțeles. Este de obicei pentru cei care au și alte... Și tot așa este. E același, efectiv exact același program, numai că orele, activitățile didactice se desfășoară mai în weekend. Da, este mai bine. Pentru, nu știu, avem mulți studenți care au constatat că au nevoie de facultatea de drept la o anumită vârstă sau având deja o anumită experiență profesională și deja au joburi, au activități. Deci care admiterea nu le... va avea încă o dată să repede. Da, ca să între ne... 5, pentru licență, între 5 și 20 iulie se vor face înscrieri, până pe 11 iulie doar online și din 12 până pe 20 și online și fizic la facultate. Iar înscrierea la master între 15 și 22 iulie. Master de care? 3 mastere avem. Avem? Da, așa. Da. Administrație publică și integrare europeană, dreptul european al afacerilor și combaterea criminalității informatice. Super. Pe o perioadă de 2 ani? Dreptul european al afacerilor este de 3 semestre, adică un an și jumătate. Restul, celelalte 2 sunt de 2 ani, respectiv 4 semestre. Bravo, felicitări! Felicitări Universității Dunărea de Jos, dar în primul rând felicitări domnului decan și colegilor dumnealui de la Facultatea de Drept, domnul, da? Sigur. Toți suntem acolo, lucrăm, toți suntem, punem exact, și sunteți, fiecare... Da, pentru că voi sunteți o echipă unită. Da. Da, o să doresc, pentru că eu am terminat Facultatea de Drept la Iași, bineînțeles, și pentru că îmi doresc foarte mult să prospere și Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Drept din Galați. Chiar îmi doresc să iau în emisiune și tu vei fi colaboratoarea mea. Mai ales că e și colega mea, doamna avocat, și e și profesor, și chiar îmi doresc să iau pe majoritatea profesorilor, pentru că trebuie să-i facem cunoscuți că sunt oameni frumoși, oameni titrați, oameni cu dragoste față de ce profesia lor. Da, dragoste față și de sunt copii. Și oameni, da, îl cunosc și pe domnul profesor Tudor, un om extraordinar, îmi place, are o gândire frumoasă, logică și un bun exemplu. Sigur, da, cu toții, da, cu toții sunt deosebiți. Da, mă bucur, fiecare... L-avem și noi pe domnul Daghi. Domnul Daghi, da. El ce materie? Care este prodecan comercial. Bravo, felicitări, Dragoș, și o să-l invităm, pentru că pe Nora chiar mă bucur că sunt soție, e foarte bine, iar tu o să discuți cu fiecare, bineînțeles, o să și ca să îi avem invitațiu, dacă e nevoie o să filmăm și în alte, putem filma și în alte locații, bineînțeles, ale noastre, ca să nu îndepărtăm prea mult, da, dacă vor dori, pentru că trebuie să le arătăm
tuturor că facultatea de drept este o facultate bună și în Galați. Da, noi încercăm să fim deschiși, încercăm da, să fim... Da, orașul Galați este un oraș frumos, cu deschidere, da? Să veniți în număr cât mai mare, pentru că așa este normal. O să avem normal. Și podul, nu? Da, o să avem și podul, puteți veni numai... puteți veni din toate regiunile țării, da? Primiți chiar și studenți străini. Sigur, avem. Asta este important să se știe, da? Avem studenți, chiar anul acesta avem un student la drept care termina anul 1, trece în anul 2, care este turc și a făcut anul pregătitor și acum, da. Da. E o raritate la noi la drept, la celelalte facultăți, la medicină sunt mai mulți. Oricum, Universitatea Dunărea de Jos se află printre primele locuri de top din România, din Europa. Felicitări și fostului rector Bârsan Iulian, pentru că pe vremea dumnealui, de atunci se știe, da, despre Universitatea Dunărea de Jos. Că știu că am făcut și noi emisiuni și tot felul de genul ăsta, dar felicitări și actualului rector, pentru că este un om extraordinar, știu că este un om somnitate în ceea ce face și predă. Sigur. Și Cătălin Egoiță, întotdeauna patronul nostru de televiziune, care e și dumnealui profesor la Facultatea de Jurnalist, ne-a explicat pur și simplu materii și ceea ce face dumnealui ca rector și este greu să conduci. Trebuie să ai vocație, da, trebuie să ai vocație, trebuie să fii o persoană puternică și probabil, așa mă gândesc eu, și să-ți placă ceea ce faci. Da, și să iubești oamenii și să ai spirit de echipă și să nu fii setat pe ego. Eu mă bucur că decan este domnul Skin, mai ales că dumnealui a fost și notar și știu de când așa. Este notar. Este, da. Dar este și bine, vine, da, 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 a fost notar, este și în prezent notar, dar vine din latura asta notaria, da. Calm așa și un om bun ca sigur, profesie. Da. Așa este, așa este. Da. Și apropiat de studenți și încearcă să mențină această... Da, este important să fie apropiat de studenți. Și noi la ea și era apropiat de noi. Cine era? Chiar și era și domnul Lupu, țin minte, la teoria generală când ne-a putut. Da, așa. Uite, Nacius Giurgiu, mi-a plăcut partea generală la drept penal. Da. Foarte. Nu cred că chiar dacă aveam noi frică de domnul... Michinici, nu cred că am făcut cu domnul... Da. Eu, chiar dacă aveam noi frică de domnul profesor Filip, dreptul transporturilor și dreptul muncii, era totuși... avea un șarm aparte, dacă stăm și ne gândim, da? Când se plimba el așa, că el... Băieții îl admirau că se îmbrăca foarte cochet, așa. Elegant, da. Și la domnul Macovei, examenul, zic că e sărbătoare, cu flori pe masă, fetele rochițite, trebuie să avem o atitudine. Nu veneam îmbrăcat oricum, pentru că ești la Facultatea de Drept, ținuta este foarte importantă. Da, transmiți un mesaj. Cred că și voi faceți lucrul ăsta. Da. Eu chiar vreau și sincer vreau să vă rog să aveți, chiar dacă nu mai sunteți diriginți când aveți voi, dar sunteți profesori și aveți puteți. Avem, iau tutore de an, deci fiecare an are un tutor, un profesor coordonator. Da, dar și voi prin materiile voastre, prin înțelepciunea voastră și gingășia voastră trebuie să învățați, pentru că este important să le explici. Unii mai sunt rătăciți așa, poate n-au avut, au învățat, poate n-au baza din familie, că este importantă familia. Da, sigur. Învață. Pe măsură ce trec ani, pe măsură ce se apropie așa de momentul absolvirii. Medicina legală? Medicina legală e domnul profesor Iuliu Fulga de la... Și fac în anul 4 medicină legală, chiar acum în semestru 2, da. Știu. Mai multe detalii nu știu, a trecut mult timp de când am învățat eu medicină legală. Nu. Știu, pentru că am văzut că... oportunitatea să meargă și acolo la spital, nu știu cum în pandemie, dar au... Nu, în pandemie nu s-a mers, să știu, am observat studiul și materia care a predat, mi s-a părut pentru... Adică materia, bine, nu sunt în măsură, dar am văzut subiectele care li s-a cerut să învețe ce anume materii, adică consider că e foarte greu. Noi ne-am țin minte la dreptul, la medicină legală, întreba moarte subită, 3 minute intoxicațiile, 10 minute pe rânduri, adică materii. Aici să ce? Să dai să faci ordonanțe?
Păi asta nu fac nici avocații care sunt, doar noi care suntem penaliști știm să facem lucrurile. Nu, dar te ajută, pentru că dacă tu da, știi să o faci corect, în momentul în care devii, nu știu, să zicem, devii avocat și ai una în față, știi dacă e ceva în neregulă acolo, nu e corect. Astea le faci după asta, n-a, de practică, nu ne-a predat nicio ordonanță la, zic eu, când de stat la Iași. În fine. Se mai schimbă lucrurile. Da, oricum este un om extraordinar, e foarte bine să vă duceți la practică, la toate practicile, dragi studenți, să nu trageți chiulul. Eu asta vă spun, indiferent de facultatea la care sunteți, nu trageți chiulul și de la fiecare materie, chiar dacă pe moment ai senzația că nu trebuie, îți trebuie. A, da. Dacă vrei să fii ceea ce vrei să fii și mai unde accesezi să fii, da, ca student. Da. Fiecare ramură de drept pe care o înveți e o cărămidă acolo care se pune se formează fundamentul la ceea ce vei face mai departe. Și chiar dacă ți se pare că nu trebuie, la momentul la care tu studiezi acea disciplină, nu ai suficient cunoaștere sau discernământ ca să-ți dai seama de treaba asta. Abia ulterior, privind înapoi, poți să apreciezi importanța fiecărei discipline. Iar dacă voi credeți că nu ați înțeles materia, aveți curajul, nu știu, pe noi așa ne obișnuise la Iași profesorii, spuneți, n-am înțeles, nu vă fie rușine. Era un mod așa, ca să-i mai spun și lui fiul meu, lui Ernest, mamă, n-ai înțeles, să întreabă. Da. Mi-e rușine că râd colegii și că nu știu, n-am înțeles din prima. Las că nici ei n-au înțeles, sigur, fac pe inteligenție. Tu fii acolo, pentru că de asta mergi la școală, ca să întrebi, să devii mai deștept, să te cultivi și să întrebi, că de asta mergi la școală. Și este, în timpul orelor, acolo, mai ales cum e la seminar, da, acolo. Dar încercați și voi, profesorii, să le spuneți, ați înțeles și dacă vedeți că stau ca mutulică, înseamnă că n-au înțeles. Chiar dacă îi spun da, că se uită așa discret în altă parte. Da, așa, sau au o jenă, vă le mai repetați. Și le repetați, chiar vreau să te rog, prin puterea exemplu, așa, sincer. Da, da. Am înțeles. Da, se vede, noi simțim asta, să știi că eu simt și pe bine, și bine, mai ales chiar că dacă... tu ești tânără, ești și mai ales că tu ești un om deștept și ești, fiind și avocat, altfel ai viziunea. Este important când ești profesor și ești și avocat, pentru că avocatul are legătură mai directă cu clientul, cu omul. Magistratul stă acolo, are legătură mai mult cu avocatul și cu partea, o înțelege cât o percepe ca înțelepciune. Au un acces limitat. Da, exact. De asta spun. Noi le știm problemele, noi știm acolo. Și vedem foarte mult. Bine, și ca magistrat trebuie să ai înțelepciunea necesară. Sigur, sigur. Și nu vă mai grăbiți, dragi magistrați, când sunteți, pentru că trebuie să... De asta v-ați ales profesie. Să înțelegeți speța, ceea ce se întâmplă, este important. Eu vă spun și ca avocat, dar și ca om de televiziune, realizator, pentru că este important să fiți pur și simplu acolo, în acel dosar, să vedeți lucrurile. Știu că e greu să fii magistrat în ziua de astăzi și în ramurile astea a timpului, pentru că sunt foarte multe dosare. Am observat, nu, bine, mie mi se pare anormal ca un magistrat să intre cu 100 de dosare. Mă uit și la judecătorie. Chiar trebuie să... Și vă admir, sincer. Vă admir pentru... forța și puterea de care îți dați dovadă, chiar dacă uneori la sală noi avocații poate suntem mai, vrem să luăm dosare, pentru că suntem și noi aglomerați. Noi intrând în contact direct cu clientul, pur și simplu, devii ca preotul lui, știi, ca sfătul psihologului, psihiatrului. Povestea lui de viață, motivele pentru care a ajuns în situația asta, vulnerabilitatea lui, pentru că oamenii sunt vulnerabili când ajung în fața instanței, indiferent cât de curajoși ar fi, să spunem așa, în restul vieților, da. Și în spatele fiecărui dosar e o poveste de viață. Și mai, tu trebuie să o mai tristă. Da. Pentru că eu n-am întâlnit un client să vină fericit. Păi nu, că dacă e fericit, n-are ce căuta. Mai bine. Nu? Da. Da. Și care e limita de înscriere la facultate? Adică ultimele zile? Da? Deci pentru licență până pe 20 iulie avem înscriere. Iulie? Iulie, da. A, luna bun, 7-a, e perfect, sau luna e viitoare, perfect. După ce se termină bacalaureatul, încep înscrierile la facultate. Și deci pentru licență perioada este 5-20 iulie, iar pentru cei care doresc să se înscrie la master este 15-22 iulie. E un pic decalat. Da, adică super, câteva zile se suprapun, dar este și decalat. Este un concurs pe bază de dosar. Înscrierile se pot face și online, deci nu trebuie să vină fizic candidații, pot să-și trimită toate documentele online. În momentul în care se afișează listele și sunt declarați admiși, atunci trebuie să vină, au un termen, să-și aducă diploma de bacalaureat în original.
pentru cei de la licență sau adeverință? Dar avocații trebuie să aducă ce anume, de exemplu, dacă ești avocat? Și vrei să te înscrii la master. Da. Dacă, deci colegi care vreți. Eu o să diploma de licență. În momentul în care sunt declarații admiși, trebuie să-și aducă diploma de licență în original. În rest, se pot înscrie online. Taxa se poate plăti online, deci totul se poate face online. Deci totul online. Numai la final, în momentul în care se afișează lista și vezi acolo că ești admis, trebuie să vii până la facultate să aduci diploma în original. Aceasta este. Deci este extraordinară modalitatea asta de online, pentru că înainte trebuie să stai la coadă, gândiți-vă și partea asta frumoasă. Da, da. Dacă trebuie să stai la rând, trebuie să te duci. Poate unii vin din alte orașe și atunci e mai comod să vină doar o singură dată să-și aducă diploma la final. Sau au programul încărcat, sau, în fine, diverse motive. Iar admiterea va fi pe bază de... Pe bază de dosar, da. 50% pentru licență, 50% media de la bacalaureat, 50% media anilor de studii din timpul liceului. Iar la master, 50% media de la licență, adică media aritmetică a celor două probe de licență și 50% media din timpul anului. Da, uite, vezi, este un lucru extraordinar, dacă stai așa, dacă stau și mă gândesc, este un lucru extraordinar, că este foarte bun, pentru că gândiți-vă că nu mai stați cu stresul ăla să dați admitere, suntem 10 pe un loc, 7 pe un loc, sau cât. Da. Cred că emoții totuși ai, ca orice ai candidat. Emoții, dar alta e când ai de tocit cărți așa, foarte multe, câte jumate din studiu. Da. Și media... Dar faptul că media este 50%... Da, și că este și media multianuală, și din anii de facultate pentru master, și din anii de... practic se ia în considerare întreaga activitate a candidatului pe 4 ani de studii de liceu. Da, sau de liceu, ani de studii, da, de liceu. Dar vezi că tu poate la o materie ești foarte bun, la o materie mai puțin, da, noroc. Și, dar gândiți, iar îmi zic pozitiv, gândiți frumos și lucruri frumoase, pentru că acum dacă spun gândiți pozitiv, toată lumea, băi, ai grijă, cuvântul pozitiv. Da, da. Deci gândiți, nu știu, puternic, gândiți frumos, gândiți... Optimist. Da, măreț, sunt optimist. Este important. Nu știu, mai avem câteva minute și se va termina 10-5 minute și se va termina emisiunea. 9 minute imediat ca să... Da, vreau să te mai întreb. Studenții fac practică? Da, în mod normal. Adică există practică obligatorie și practică facultativă și studenții fac practică. În acest sens, facultatea noastră are acorduri încheiate cu Curtea de Apel Galați, cu parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, parchetul general și multe instituții, DGA, nu? Direcția Generală Anticorupție și foarte multe alte instituții în cadrul cărora se desfășoară activitățile de practică. Acum, în această perioadă de pandemie a fost o problemă pentru că știi foarte bine că în tribunal nu au acces decât avocații și care și bineînțeles și clienții. Și clienții justiciabili numai în momentul în care la ora la care aveau programat procesul. Prin urmare, nu a fost posibil ca studenții să intre în tribunal în această perioadă și activitatea de practică s-a desfășurat online, dar în condiții normale încercăm să. Vreau să vă întreb de o materie, pentru că noi chiar dacă era opțional, noi l-am făcut ceva de genul. Aveți ca materie educație fizică și sport? Avem. Asta este, mă bucur. Bravo. Este obligatorie la toate facultățile, din ce știu. Ar trebui să aveți în fiecare an, pentru că este important sportul, educația fizică și sport. Chiar rog pe domnul decan, este foarte important. În primul rând că te destresează. Da, nu știu dacă ne permit standardele RACI să fie în fiecare an, dar în anul întâi, da, cu siguranță. Da, pentru că te destresează, te relaxează, te pur și simplu. Da. Cât de cât așa? Da, sigur. E o activitate, știu că au o sală de sport foarte frumoasă acolo la Facultatea de Educație Fizică și Sport, stadion. Da. Da, foarte bine. La noi era facultativ, din ce ținem minte, adică da, nu era obligatoriu. Era aici facultativ. Acum este obligatoriu. Păi asta și bravo. Eu chiar m-am dus la toate, chiar și la drept bancar și valutar. Țin minte că era opțional, eu m-am dus. Pentru așa, țin minte că era drept diplomatic și consular, m-am dus. Da. Pentru că m-am dus, știți de ce? M-am dus nu neapărat. M-am dus pentru ținută, că ne spusese nou profesorul Andronovici, parcă dumnealui preda, mi-aduc aminte, parcă dumnealui, da, fusese și ambasador sau... care avea și cărți și m-am dus, da, era opțional, dar m-am dus
Pentru că ne-a învățat vestimentația. Uh-huh. Știi? Ne-a învățat ținută. Da, 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 era și o chestie de vestimentație, cum se salută, cum era un fel de codul bunelor maniere. Și asta mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte tare, pentru că este important. Sigur. Să știi. Noi toți învățăm codul bunelor maniere, dar este bine când se și predă. Profesiile, și profesiile juridice toate presupun, implică socializare. Nu sunt genul, foarte rar sau în mod excepțional, când faci doar consultanță, să spunem, să stai doar la tine în birou și să redactezi documente, să studiezi. Dar mare parte din activitatea noastră presupune și interacțiune cu ceilalți. Exact. Și atunci trebuie să știi să inspiri încredere, trebuie să știi să asculți, trebuie să distingi ceea ce este adevărat de ceea ce este mai puțin adevărat și așa mai departe. Deci, și asta înseamnă să cunoști natura umană, să te pliezi pe interlocutor și să fii și un bun ascultător, cred. Nu știu, da, eticheta e importantă. Știi, da? Și tu, ca avocat, când îți vine, îți povestește, tu îl întrebi ce te apasă sau ce s-a întâmplat, de exemplu, doamnele, sau am întâlnit și domnul la divorț, prima dată plâng, asta am observat. Nimeni nu vrea să divorțeze, e un eșec la divorț până la urmă. Da, da. Nimeni nu vrea, pentru că toată, fiecare dar s-a căsătorit din dragoste. Dar uneori este soluția potrivită, asta e. Nu, dar nici nu poți să stai într-o căsătorie unde nu mai există înțelegere, compatibilitate și e bine să divorțăm frumos și elegant. Da? Așa cred eu. Să fim responsabili față de copiii noștri. Exact. Și magistrații să înțeleagă. Sincer, nu este... Eu înțeleg că aveți multe dosare, dar zic eu, divorțurile nu sunt atât de grele, da? Voi le faceți grele, dragile mele și dragii mei magistrați, da? Păi da, v-am întâlnit speță unde chiar vorbeam cu o colegă de-a mea, bineînțeles, au copil major, nu mai au nimic de împărțit, doar pur și simplu, numai că el dorește divorțul, că nu mai are nimic în comun și iubește pe altcineva, ea nu dorește divorțul și atunci... Oricum nu poți să stai într-o căsătorie, că e o căsătorie, este un contract bilateral. Mai există iubire, te divorțe, nu poți, e o ieșire din diviziune, mai exact, așa, ca să facem, știi, da, conexiune cu toate. Nu poți să ții pe nimeni obligat. Da, deci este foarte important. Și amâne așa pronunțarea pentru un astfel de dosar, de o lună, de zile și pentru ce? Dacă un astfel de dosar, normal că voi vă îngreuna situația. Bine, da, bine, acum dacă era speța în care doamna nu dorea să divorțeze, că altfel ar fi putut merge la notar. Păi nu dorea sau... să divorțeze pentru că, mă rog, ea îl iubește, cu toate că știe. Iubire, iubire, dacă nu mai există compatibilitate. Adică ai și tu demnitate ca femeie. Da, eu iubesc femeile în sensul că sunt solidară. Da, eu sunt solidară cu toate femeile. Eu oricum am o chestie principală mai deci... multă, dar nici nu poți. Pentru că este important să fii echilibrată și să fii setată pe ego și să... Ciao, adică să înțelegi lucrul ăsta. Că nu, că, când dragostea celuilalt nu mai este în viața ta, tu trebuie să ai demnitatea ca femeie sau și ca bărbat să înțelegi că e mai bine. Atât a fost locul și rostul acestei relații. Dar nici nu știu dacă mai e vorba neapărat de iubire, cât de teama de a rămâne singur. Adică pierzi așa niște repere existențiale și... Nu, eu vreau să cred că însătoria și oamenii care sunt căsătoriți așa și sunt longevivi, încă se iubesc. A, că devine o prietenie și cu altfel de iubire, dar trebuie să existe iubire și pasiune în căsătorie. Bine, nu mai este, se transformă, dar nici nu trebuie să, dacă noi nu mai avem nimic de 10 ani împreună, stăm cu altcineva, cum să te ambiționezi tu așa și să, nu. Și niciun, cred că niciun magistrat nu poate să țină, să spunem, nu ai cum să ții un om într-o căsătorie în care celălalt nu mai vrea. N-ai cum, că poate la un moment dat se supără și se ceartă și ajung la alte lucruri mult mai urâte. Nu trebuie să știi cum este. Nu poți să ții doi oameni căsătoriți, dar chiar dacă celălalt nu mai poate de dorul celuilalt. Asta e.
Nu, eu așa cred. Dar nu, e, nu se poate altfel. Da, și nici practic n-am întâlnit să stea de cum să ții. Da. Nici nu pot să spui că se resping acțiunile de divorț. Păi, poate că durează sunt, uneori. Da, durează așa, dar îți dai seama, deci introduci o acțiune de un an, dai termen și iar termen și iar. Probabil vina sistemul, n-aș zice că e vina unui magistrat. Mai sunt. Sunt și magistrați fâsneți care prind ideea și mai lălăiți așa. Dar mă rog, nu sunt eu în măsură, fiecare cu înțelepciunea și că probabil vrea să fie mai atent în acel dosar. Oricum, magistrat să fie în zilele de astăzi, dragi telespectatori, vă spun eu, este greu. Și pentru că au foarte multe dosare, numai să vă asculte și să înțeleagă speța și mai ascultă și pe noi avocați, care și noi începem și noi, că normal, noi suntem educați, clientul nostru, chiar dacă, știi, e o vorbă, clientul nostru e ca și copilul nostru, vrem tot ce e mai bun pentru clientul nostru. Eu tare mă supăr când aud așa anumiți clienți că vorbesc despre alți colegi de-ai mei, chiar mă, când mai vin, chiar îi cert. Eu sunt unul dintre avocații care chiar îmi cert la consultanță sau la clientul, pentru că toți avocații doresc binele omului și clientului pe care îl apără. Procesul. Și să câștige procesul. Niciun avocat dă tot ce se poate mai bun. Uneori trebuie să înțelegeți că e și karma voastră. Poate și voi cobiți, da? E și karma omului, nu dacă știu. O luăm în spiritualitate. O dăm. Așa cred eu. Bine, activitatea mea ca avocat este mult mai limitată decât a ta, deci nu pot să zic că am toată experiența asta, dar dar asta știu și eu de la toți colegii avocați pe care i-am, că toată lumea, toți avocații își doresc să câștige, numai că exact. Nu totdeauna ești... Și ne consumăm și noi alături de sigur, voi, să știți. Ideea este o profesie de uzură, adică în momentul în care îți alegi profesia asta, trebuie să fii conștient de faptul că este o profesie de uzură, o profesie care produce și un nivel de stres, totuși. Nu? Da, ești, pentru că nu prea ai viață, tot timpul ești implicat, trăiești alături de client, clientul la un moment dat din disperare, da, din disperare, că nu cred eu că sunt obraznici. Din disperare te sună la orice oră și te întreabă, parcă pur și simplu, la un moment dat, sunt lucruri stupide. Da, nu trebuie să-și calmeze și ei neliniștele și noi, dacă putem, răspundem la telefon, la diferite ore. Da. De asta, de vezi, tu ai îmbrățișat și ai luat materii frumoase. Așa s-a întâmplat, adică raportat la ceea ce am studiat eu. Greu că tu ai dat doctoratul într-o materie destul de... Nu, adică a fost greu, normal, doctoratul este greu pentru toată lumea, nu cred că este ușor pentru cineva, numai ce că... Ce te-a făcut să-ți alegi această materie? Păi mi-a plăcut foarte mult primul coordonator pe care l-am avut și mi-a propus din timpul facultății. Doctoratul meu este pe filozofie. Păi tocmai de asta. Așa, și domnul profesor pe care l-am avut atunci, domnul profesor, chiar Ștefan cel Mare se numea, un om deosebit, foarte inteligent. Și am început cu dânsul, apoi dumnealui s-a îmbolnăvit și după aceea m-a preluat domnul profesor Teodor Dima, care a fost și academician. Știu, păi dă-i seama, că asta aici am răscălit, știam. Un om extraordinar. Ai coordonator, un academician, ești binecuvântată. A fost un om deosebit, un om extraordinar de inteligent, un om care cunoștea foarte bine și natura umană, deci nu era arogant absolut deloc. Cu cât nivelul este mai sus din punct de vedere intelectual, cu atât simplitatea este mai mare și era o comunicare extraordinară cu dânsul. Da, de asta deosebit, spun. Da. Felicitări, ești binecuvântată pentru că ești spirit și tu. Da. Și tu ești ca om și ca ființă, de asta mi-ești foarte drag să știi. Ca și colegă și te prețuiești foarte mult ca și om, așa, și ca profesor. Și nici nu știm când s-a terminat emisiunea. Nu uitați, Express TV te privește. Mulțumim doamnei avocat, profesor universitar, da, Andreea Matic. Elena, mulțumim, da, Elena, ai numit și Andreea și toate. Așa, mulțumim efectiv pentru felul tău de a fi și mulțumim și domnului decan, mulțumim și universității, mulțumim tuturor, da? Pentru care toți au fost implicați. Și da? Eu vă mulțumesc pentru invitație și așteptăm candidații la admitere cât mai curând. Și te mai așteptăm în emisiune. Sigur. Trebuie să facem cât mai multe emisiuni împreună pentru că avem nevoie de informații noi. Poate încă a expirat timpul, dar am văzut zilele trecute, eu nu mai sunt acum coordonator la Universitatea Vârstei a Treia, dar ei își continuă activitatea și au avut lansări de carte. În ultima vreme au multe activități foarte frumoase. Bravo. Poate
pentru viitoare emisiune ai putea da, să... Da, sigur, împreună. Asta. La revedere!